Pacea Domnului, am avut un vis astăzi, 21.03.2020. Pentru românii plecați peste hotare și cei din România. Am auzit o voce care mi-a spus așa: spune, femeie, ceea ce eu îți spun, și chiar scrie, pentru unii va fi o mărturie vie. Scrie, femeie, scrie, arhivează, scrie totul pe hârtie, apoi citește-le și spune-le tot ceea ce eu îți voi spune ție. Eu, cu tremurându-mă foarte tare, am zis: așa voi face, Doamne. Vocea a zis iarăși și suna ca un tunet foarte puternic: dă de știre, femeie, românilor ce sunt plecați din țară, celor dragi și altora, să se întoarcă de grabă, căci vin urgii mari, molime, urgii, legi grozave, mai ales peste ce ale spune-le, femeie, așa, peste Franța, Portugalia, Spania, Austria, Germania, Canada, Italia și Statele Unite ale Americii. Voi lăsa trei duhuri puternice care vor pune creștinii mei la încercare, dar nu numai pe creștini, ci pe toți cei plecați din țara lor. Spune-le să se întoarcă acasă, cei ce mai au case să se întoarcă la ele, cei ce n-au să vină să stea pe unde pot, căci urgia și mânia mea va fi mare peste aceste țări. Peste Spania, Austria, Italia, Portugalia și Franța, dar mai tare peste Spania. Aceasta va fi bătută de la un capăt la altul al țării și pe tot cuprinsul ei. Mulți din cei plecați din țările lor vor fi bătuți de furtună. Bătrânii de care îngrijesc se vor răscula asupra lor, căci un duh rău îi va chinui pe acești bătrâni. Unii vor fi nebuni și îi vor ataca, alții vor lua cuțite și când cei ce îi îngrijesc s-or culca și s-or pune în pațul lor, îi va înjunghia, alții vor muri. Spania este o urăciune în fața lui Dumnezeu. În loc să se întoarcă cu fața spre mine, unii creștini s-au aliat cu datinile lor porcoase și murdare. Sărbătorile lui Satan îs puse la ranguri înalte și pe mine m-au lăsat, căci ei cred că pot și cu mine, dar și cu Satan. Apoi asta mie nu-mi place, că eu sunt un Dumnezeu gelos, ori sunt pentru mine, ori sunt pentru cel rău. Spune-le, femeie, celor ce n-or asculta de glasul meu, eu i-oi lăsa să treacă prin încercări grele și mulți ori cădea și nu s-or mai ridica niciodată. Spune-le, femeie, că eu sunt Domnul care mai am milă de poporul meu. Spune-le să intre de grabă în post și rugăciune. Le dau un timp foarte scurt. Venirea mea e foarte aproape, sunt la ușă, mai trebuie doar să deschid. La multe porți și uși închise am tot bătut, dar nu m-au ascultat. Au cerut îndurare de la mine, dar în biserici îi silnicie, vrajbă, ură, nedreptate. Poporul meu ales e puțin, foarte puțin. Să nu se înșele că n-or intra în necaz, căci ori intra, aici înțelepciunea și cine n-o are s-o ceară ca să priceapă cuvintele mele. Pune-le, femeie, așa: veniți înapoi, întoarceți-vă acasă. Nu vă îngrijorați de ce veți mânca, căci numai cei ce sunt necredincioși s-or îngrijora, căci celorlalți corbii mei le-or purta de grijă să nu se teamă, căci cu o bucată de pâine și cu o înghițitură de apă or sta multe zile și nu or simți nici dor de apă, nici dor de pâine. Eu i-oi hrăni, ei s-or întări și aceia negreșit vor birui. Spune-le, femeie, peste întreg pământul vor veni asprele și cutremurătoare. Mulți zic, noi vom birui cu Dumnezeu, dar spune-le, femeie, cu care Dumnezeu? Căci ei nu sunt pe deplin ai mei. Mulți la primul val vor cădea, la al doilea vor fi prea slabi, la al treilea și la al patrulea doar a fost odată sau s-or lepăda. Și ce folos dacă și-or pierde sufletul? Peste România vor veni legi grozave și nemai auzite. Dar poporul meu să-și pună toată puterea în mine și să ceară putere de la mine. Mulți au inima împietrită, mai tare ca și granitul.
Mulți se bat cu pumnii în piept că-s fii și fiicele mele, dar nu-s, ci-s ai pierzării. Uite, femeie, un virus pe câți creștini a dat peste cap. Ei sunt mai răi ca și lumea, apoi cum zic că sunt ai mei. Unii și-au făcut provizii pe față, alții pe ascuns, se duc noaptea și cumpără și ascund prin cămări și prin beciuri. Nu știu că șhoțul stă la pândă și pe ei îi vizează cel mai repede. Spune-le copiilor mei pe care îi știi să vină acasă, să nu se îngrijoreze, ci doar să aibă credință. De nor crede cuvintele ce ți le-am spus, spune-le să-și pece genunchii și să vină înaintea mea cu mâini curate, ridicate spre cer. Cine-și va ridica mâinile și inima curată către cer, eu le voi arăta ceea ce ție ți-am spus, dar pentru că s-au îndoit, îi voi trece prin încercări până s-or îndrepta sau s-or lepăda. Căci cuvântul meu e da și amin în vecii vecilor, spune-le și-ți lașe poftele și averile, căci nimic n-or lua cu ei în zborul spre porumbar. Spune-le să se roage mie, să creadă în mine cu tărie, că eu le-i da apă vie. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Spune-le să-și chivernisească avutul pentru împărăția cerească, nu pentru pământul ce va arde cu tot ce este pe el. Spune-le că ce-i vreau pentru cer și vreau să fie vrednici pentru această împărăție veșnică, căci niciun om pământian nu poate face ceea ce eu am făcut pentru omenire, căci am dat viața mea pentru omenire și pe cei drepți îi voi duce în mărire și strălucire eternă. Averea veșnică este cu Dumnezeu în Ierusalimul cel nou, nu cel făcut de om, ci acela făcut de Dumnezeu. Amin. Scrie, femeie, și arhivează tot ce eu ți-am arătat, căci totul va fi mărturie chiar și pentru tine în fața lui Dumnezeu cel prea înalt. Căci ce ți-am arătat, ai spus și arhivat. Îmi chem poporul la mine, Iisus Mântuitorul, să se pregătească pentru patria cerească de acum să-mi slujească. Amin. Cine va asculta, eu la cer îl voi lua. Apoi s-a întors spre mine și mi-a pus mâna lui perforată pe mâna mea cea bolnavă și mi-a spus, copila mea, cu tine minunat eu voi lucra, dar că tu mi-ai asculta, nu te teme de nimeni și nimic, doar de mine, Dumnezeu, pe familia ta eu o voi prelucra, precum toate ți-am arătat. Pregătește-te în curând, cu tine am de lucrat, amin. Atât am văzut în visul meu, Domnul fie lăudat. Asta a fost la 4:30 după masă. Fie lăudat Domnul, care are milă și durare de viața mea. Amin.